Bună seara, domnule Serghei Mizil. Am o rugăminte. Că te-am observat că în ultimul timp faceți reclame la jocuri, cazinouri, pariuri. Nu credeți că în această țară ar fi mai important această reclamă să o facem? Ce ziceți? Sunt de acord cu tine. Asta ne trebuie foarte mult. Dar asta trebuie să facă politicienii, nu eu, mâncați așa. Da, dar și dacă și fac tu eu reclamă la educație, fo, uite, școala. Uite, ce am o rugăminte. Uite, am o rugăminte. Deci, acum ești pus să faci o reclamă pentru educație. Cum ai începe? Dom'le, din punctul meu de vedere, educația este cel mai important lucru. Și numai educația. Vezi că înainte noi aveam... Înainte nu aveam cercetare, aveam mare, aveam facultăți, aveam asta, care s-au distrus. Da. Înțelegi? Acum. Normal că fără școală nu faci absolut nimic. Dar tu... Nu faci nimic. Fără să nu mai... Nu mai începe să... Păi nu pot, că explici eu ce-am făcut eu la școală. Generațiilor. Mă jură ea. Nu contează. Acum, cum ai face ca să... implementezi aceste lucruri. Mergeți la școală, învățați limbi străine, învățați pe calculator că se va fi viitorul și nu vă drogați. Cea mai important. A doua chestie ce... e aici justiție. Justiție ce zici, nu avem. Ce avem? Deci, în primul rând, nu sunt de acord cu chestia că judecătorii... Și acum vrei să mă faci ca să-mi dea ăștia un dosar. Nu. Judecătorii nu plătesc pentru ceea ce fac, care este o mare cretinitate, pentru că dacă nu răspunzi, faci absolut ce vrei. Răspunderea magistraturii. Asta vrei tu. Nu-i corect ce spun eu? Da. Așa, mai dăm. Cealaltă, umanitate. Uite aici, umanitate. Adică ce zici? Adică există omul care să aibă grijă de alt om, ca să zic unul care... Nu, la noi nu există. Este căzut jos. Jos ai observat toți. Da. Vin, la, dar da. Niciunul nu are. Ce așa zici? E. Pentru că suntem, nu știu ce spun, asta cred că tot din lipsa de cultură și educație. Și ultima. Ultima, ia mă. Mai avem sănătate. Sănătate ai spus-o. Și vitute, să aveți ce bea și pute. No. Tu te gândești de ăla. Da, stai, da. Tu ești omul care o să aduce într-o, să zic înainte, îmi erau acele ceaiuri, bairamuri, tu erai perfect. Glume, înainte astea mai aveam. Glumele. Da, și acum le-am. Am văzut că faci niște glume totodată, mai ales. Dar, uite, încă o întrebare. Ție, Ion Iliescu, pentru mine este criminal numărul la pușcărie. 1. Dar există o chestie. Dar numai Iliescu, toți care au fost acolo. Cine? Nu vreau să... Vrei să iau procesul? Da, zi! Toți care au fost. Petre Roman. Militarul. Toți militarul este... mort. Deci dacă e mort, n-a fost criminal? Ba da, bui... Da. În special că știi foarte bine. Da, știu. Deci Iliescu, și fii atent ce spune acum, Iliescu nu va ajunge la pușcărie. Nu, știu. Dar în schimb există după, o chestie. Morții după Revoluție ia scârtia. Nu. Ia-o ca să mai faci o reclamă între prieteni. Deci nu va, pentru că a fost o manevră, s-a pornit pe o mișcare a nemulțumirea oamenilor, care da. După aia a fost ciordită. Am auzit, da. A fost ciordită. Păi asta e adevărul. Au confiscat și au venit exact oamenii rușilor. Eu știu pe aia că îi cunoșteam și dinainte. Da, eu știu. Dar... Absolut toți oamenii rușilor care au făcut ce au făcut. Da, așa este. Știi cine mai este unul între omul de bază al lui militarul care acum dă lecții? Generalul Emil Străinu Emil, știi, da? Da. Care era cel care filma lângă generalul militaru, care acum e cu OZN-urile. Și el face parte în aceeași gașcă. Acum îmi pare bine apropo de asta, că anumite posturi s-a dat exact că Iliescu a mers la ambasada sovietică, a vrut să ceară ajutor. Și, asta și Bușe, știe.
Păi da, dar până acum n-au dat-o la pe televizor. Ba da. Era așa mai ușor. Ba acum da, dar de... Și că Gușe s-au opus. Și s-au opus Gușe. Da, dar și Gușe a făcut parte da, din... N-avea cum. 18... 16, 17, Mariane, 8, cum, știu. Că nu putea să nu ia pe oamenii care erau capi armate și care stea, pe care îi asculta armata. Da, da. Uite, ultima mea, așa o întrebare mai altfel. Cum este Mizil Erghei, tânărul, copilul de pe timpul comunismului cu actualul Erghei? Care este diferența între cum era înainte și cum ești acum? Niciuna. Eu, în primul rând, nu am stat printre ei, n-am văzut nici partid, n-am avut nicio funcție, n-am lucrat nicăieri, eram pe afară cu leprele cu alea și acum fac, mi-a mai ușor. La fel. Nu, acum am fac banii mei, nu cu statul, nu cu astea pe spate, nu pe astea, adică am posibilitatea, care e un avantaj, dacă mă duce mintea să fac un bani. Dar știi de ce? Că totuși, dacă nu cădea comunismul, plecam. Aveai o funcție. Nici, pe n-am avut niciodată nici atunci. Nu, dar aveai o funcție. Păi dacă n-am avut la, până la 40 de ani funcție. Care 70, că ai un comportament de 20. Și 70 de ani împliniți. Da, dar tu, da, dar tu n-am ai ocupat un... nicio funcție. Nu mă zic cum, ai la al tău, cum îl ai ca unul de... 20 în jur, adică nu ai contează. Chestia asta. Știi, uite, știu că tu îl știi bine pe Petre Roman. Da. Dacă Petre Roman nu era fiul lui Walter Roman, coleg Ion Iliescu, mai era el în 89 nu. E ministru? Nici mai m-am întrebat, nu. Nu-i așa? Păi toți au venit, trei, bă, într-un fel a venit eșalonul 2 și 3. Asta a fost toată nenorocirea. Și m-am avut un mare avantaj că au apărut partidele istorice, că altfel Iliescu făcea perestroica. Partidele istorice au apărut atunci, tot, da, ar exista o chestie, tot cu niște oameni invitați, băgați în ele, știi, da? Nu există fără. Nu e așa? Și de afară, care au venit, tot erau oamenii ai serviciilor. Am înțeles. O rugămintea mea. Mai faci din când în când reclamă și pentru educație. Eu tot timpul spun. Că ăsta o țară needucată, avem proști la conducere. Nu, așa avem numai proști la conducere. Nu mai proști. Știi, da? Că și dacă... Și tu spui Ciordeala, nene, asta mă omoară pe mine. Păi dai, văzut eu, când îi întâlnesc, îi zic, dă bă banii înapoi, ești pe care i-ai furat. Asta e vrăjeală. Știu. Pentru că... Da, dar îi dor. Când îi spui de bani, bă, îl doare. Bă, Marian, ce mă uitați pe mine, nu se meargă la pușcărie, bă, no. Că pușcăria e un cătar. Și, așa. Nu. Să le și... ia banii, mă. Și 2 ani. În pârnaie și cu la, totul la pârnaie, confiscat. Nu mai e pârnaie, îți zic, uite, dacă îți dau exemple. Adrian Năstase a stat închis. Bani are, da? Dan, cine? Criminalul. Ecuristul ordinar de Dan Voiculescu a stat în închisoare. Este milionar? Este. Ca să-ți mai zic de Sov Invest. Da, și de toți. La Dan nu sunt de acord așa, pentru că și-a făcut banii pe el. Nu, nu i-a furat, știi bine. În 89, nu. E vrăjeală. Nu este. Ascultă-mă, vrăjeală. Știu și eu că din informații, din, știi... Nu, i-au făcut alte chestii atunci. Ei care au lucrat afară, înțelegi? Ei ca și cu Dunărea... Ascultă-mă două secunde, că am stat acolo între ei. Zi. Deci ei lucrau cu ea afară și după Revoluție, când au venit, au lucrat cu ăștia și au lucrat pe comision, au mai lucrat pe gratis. Da, dar banii care i-a avea... Pe vremea lor nu putea să-și ciordească nimeni bani. BRD-ul. Cine l-a dar nu el. Stricat? Toți! Și nu, el! Și mai zic unul. Pavel Abraham, care a luat bani, nu i-a mai dat înapoi. Eu știu, sunt toți vechii șefi din ministere, din clasa politică, care au luat bani de la
bani corecții, nu i-am mai dat înapoi, știi, deci, da? Aia nu știu, nu pot să spun de Abraham. Vă spun eu că știu, știu. Bine, domnul Marian. Bine, domnul Sergei, e o rugămintea mea. Investește în educație, nu în cazinouri. Că știi ceea ce... Nu, e, glumesc. Stai, îl știi? E un mare artist. Nicu Constantin care a zis așa: dacă vrei să ai la cazino câștig, nu trebuie ca să joci, cumpără-l. Dar banii de la cazino care merg, cumpără-ți un cazino. Că suntem în foamea care suntem acum, negreia, sunt bani negri o parte. Nu, care dă o aștecare cazino la statul român, că dau miliarde. Nu toți dau, știi bine. Nu mai există acum. Nu toți. Nu. Mai sunt și la negru. Nu mai există, s-a terminat. Ce te face să crezi că nu mai poți da? Pentru că cum au pus controlele care sunt și cum au făcut cu toate chestia și cum au mărit toate taxele și alea. Uite, de un alt nume și gata. Mitică Dragomir, cum și meu, nu pot să spun. Îi se pare? Mitică Dragomir și-a făcut banii lui, să știi. Cât a furat, da, știi. Eu zic că n-a furat. Ba da, scuză-mă, arată și mie cineva care a lucrat la stat ca să se îmbogățească fără să fure, arată și mie. Știi când în această țară s-a furat cel mai bine? 1990-2010. Până atunci. Ai văzut? După nu prea se mai... Dar ăștia atunci au... Nu aș pune în cârcă lui Iliescu. Iliescu, când a fost președinte, au ras băncile românești. Toți. Ei, ministri. Vrei să spun ceva? Și că acum mă duc, eu de la Revoluție încoace, i-am băgat pe toți la părnaia. Care toți. Au produs. Și tu intri? N-am primit cu statul. Numai privat, așa este. Privat. Mariane, mersi. Privat.